thank yeah. you Atunci, și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om, de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Pasajul acesta ne pune față în față cu patru mari cuvinte. Cuvinte de o importanță vitală în a înțelege planul lui Dumnezeu cu privire la omenirea aceasta, dar și dorința lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. Cele patru mari cuvinte. În versetul 16 sunt atunci, adesea, aminte sau aducere aminte și ascultat. Atunci, adesea, aminte și ascultat. Și primul dintre ele, cuvântul atunci, identifică, focalizează atenția noastră asupra unui moment sau a unei perioade istorice din viața poporului Israel în lucrurile pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le prezintă cu privire la acest popor, cum spune Apostolul Pavel, ca să ne slujească nouă drept pilde. Atunci identifică una dintre cele mai întunecoase perioade din viața acestei națiuni. În capitolul 1 din Maleahi, Dumnezeu vorbește prin prorocul său, și condamnă poporul pentru că au necinstit altarul Domnului, aducând jertfe necurate, aducând jertfe care aveau cusur, încălcând legea lui Dumnezeu cu privire la jertfe. Tot în capitolul 1, Dumnezeu se plânge de poporul acesta că au disprețuit masa Domnului, și au spus ce mai osteneală masa unde veneau să stea cu Dumnezeu. Au ajuns să o disprețuiască și să spună că nu li se merită. Pentru că Dumnezeu și așa nu-i ascultă. În capitolul 2, prin prorocul Maleahii, Dumnezeu Condamnă preoția pentru că au compromis preoția. N-au mai adus înaintea poporului învățătura curată a legii, a cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci când au vorbit oamenilor despre Dumnezeu și poruncile sale, au diluat mesajul căutând la fața omului, nedorind să îi ofenseze. Ceea ce mi se pare extraordinar este versetul nou din Maleahii, capitolul 2. Și mulți slujitori ar avea nevoie să citească și să iar citească și să răscitească și să citească din nou și din nou versetul acesta. Pentru că atunci când bărbații pe care Dumnezeu i-a ales să transmită cuvântul adevărat al scripturilor îl diluează, îl cosmetizează ca să nu mai ofenseze oamenii. Bunăvoința pe care se așteptau să o primească din partea poporului, prin această diluare a mesajului, se va transforma în dispreț și în josire. Nu poate nimeni să-și închipuie și să creadă că dacă încalcă Cuvântul Sfânt al Scripturilor, și îl potrivește ca să gândile urechile, abătându-se de la învățătura sănătoasă, va ajunge să câștige bunăvoința poporului. Este un miraj, este o iluzie. Ascultați ce spune Domnul acestora, de aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Noi nu am fost chemați, nu avem chemare din partea Domnului să gâdilăm urechi, să-i facem pe oameni să se simtă bine, să-i încântăm pe oameni cu iluzii de șarte, Chemarea noastră este să reproducem cuvântul Evangheliei așa cum este el și așa cum vrea sabia aceasta să taie. Și are două tăișuri, taie și înspre cel care o rostește, taie și înspre cei cărora li se rostește. Asta e chemarea noastră, că această propovăduire ne atrage simpatie și bunăvoință sau cruce și apăsare, nu contează. Pentru că spune Biblia: În cele din urmă, cei care răstălmăcesc și întorc pe dos scripturile ca să placă oamenilor, nu vor avea parte decât de dispreț și de înjosire. Mai rău, în capitolul 2, nu numai că au compromis preoția, dar au destrămat căsnicia. Și de la versetul 13 ni se prezintă o imagine sumbră. Iată acum ce mai faceți, acoperiți cu lacrime altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios măcar, Măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Două lucruri aici. Ori de câte ori pui amărăciune în sufletul nevestei tale, ori de câte ori pui durere și suferință în inima bărbatului tău, lacrimile și gemetele acelea nu se opresc între cei patru pereți ai camerei tale, ai casei tale. Te urmăresc acele gemete și lacrimi, până în casa lui Dumnezeu, până la altarul Domnului, până la masa Domnului. Și Biblia spune că în asemenea condiții nu mai poți să ridici mâini curate înaintea lui Dumnezeu. Dar al doilea lucru: știi de ce este scârbit Dumnezeu de oameni care își necinstesc căsnicia prin infidelitate și răutate? Pentru că Dumnezeu are un stil foarte interesant de a asocia lucrurile. El a fost martor în ziua legământului tău cu nevasta ta, cu bărbatul tău. Și dacă tu nu ești credincios soțului sau soției, Dumnezeu consideră că nu ești fidel și loial nici lui. El o ia ca o ofensă personală, îl ofensezi pe Dumnezeu. Personal, Mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă În frageda mea copilărie Cineva din familia noastră extinsă A avut o căsătorie Cam povești Pe vremea aceea aveam un magnetofon vechi Tesla B4 99% din cei care sunt aici habarnau ce înseamnă Tesla B4 un magnetofon vechi cu bandă magnetică din aia care se încurca deci punea proprietarul mâna în cap și pentru că eram singurii din familie care aveam magnetofon tata a mers și a înregistrat nunta nu obișnuiam cu naș dar așa cât de aproape ar fi fost de a fi cei mai apropiați de familia care se forma, tata și mama au fost în ziua aceea. Nenorocirea e că nu după multă vreme acea familie s-a destrămat. Și mi-l aduc aminte pe tata cu câtă durere și cu câtă supărare și rușine că nu puteai să ștergi ușor banda și nu costa mult, nu aruncai trebuia să înregistrezi liniște. Pe trei ore de program să înregistrezi liniște, să tacă toată lumea în casă, să apese pe înregistrare și să nu înregistrezi nimic ca să ștergi programul ăla. Trei ore n-a mișcat nimeni în casă și a șters de la început până la sfârșit. Fiecare cântare, fiecare predică, tot ce s-a întâmplat în ziua aia, cu o rușine și o dezamăgire extraordinară. I-a fost rușine că a fost martor la așa ceva. Vi-l închipuiți pe Dumnezeu cu cât adâncă durere și rușine privește spre familiile destrămate care nu-l onorează, care nu-l cinstesc, care nu-i aduc onoare în lumea aceasta, care aduc blamă Evangheliei și cuvântului lui Dumnezeu. Și el într-o zi a fost martor la acel legământ, la cele zâmbete, la cele declarații de dragoste. Și în capitolul 3 din Maleahii, Dumnezeu le reproșează că îl înșală, au înșelat visteria casei Domnului. Dragii mei! Lucrurile la care se referă aici cuvântul Domnului nu au în vedere păgânii, neamurile păgâne, ci poporul lui Dumnezeu. Acum noi trăim într-o așa zisă lume creștină, pe bună dreptate, că și lumea zice că e creștină, dar creștinismul e lumesc, de îi se potrivește foarte bine eticheta de lume creștină. să trăim o vreme în care lumea îl necinstește pe Dumnezeu, păcatul este la culme. Chiar în biserici apar lăstar de amărăciune, învățături eretice, mulți pocăiți care nu mai participă la masa Domnului, la cina Domnului, care se închină, cum auzeam mai devreme, tronchinare neplăcută și neacceptată de Dumnezeu, compromisă moral, când chiar creștinii disprețuiesc lucrările sfinte și îmbrățișează lucrurile lumii, când se destramă căsnicii, când oamenii sunt zgârciți cu Dumnezeu, dar nu și cu poftele și plăcerile lor. Acesta este acel atunci despre care vorbește Maleahi în capitolul 3, versetul 16. Atunci, dar atunci când lumea îl necinstește pe Dumnezeu și păcatul este la culme, când creștinismul este lumesc, când familia este destrămată și noțiunea de familie este redefinită, când închinarea este compromisă, când oamenii îl fură pe Dumnezeu. Atunci, nu numai nelegiuiții vorbesc, și nelegiuiții vorbesc, pentru că aici spune, atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit unul cu altul. Adică nu numai nelegiuiții, să știți că ce se întâmplă în lumea aceasta, revoluțiile de imoralitate și de răutate, revoluțiile anticreștine ale lumii acesteia, multe din ele aproape insesizabile, sunt plănuite și sunt planificate. Este o strategie demonică de cucerire a punctelor strategice ale lumii acesteia, pentru ca pe aceste puncte strategice să se răspândească nelegiuirea în lume. Au reușit să cucerească școlile, au cucerit instituțiile publice și încet, încet au început să cucerească amvoane. Dragii mei, Împărăția întunericului este organizată, este determinată, este înfuriată. Diavolul este cuprins de mare furie. Și are un plan. Și în momente ca acestea, când nelegiuiții vorbesc, când păcătoșii fac planuri, și când cei răi răspândesc întunericul, a venit vremea ca atunci și cei ce se tem de Domnul să vorbească unul cu altul și neprihăniții să se sfătuiască, să răspândească lumina și să risipească întunericul. Domnul să ne ajute la aceasta. Acesta este atunci. Despre care vorbește Maleahi. Dar nu rostește doar un atunci când lumea se adâncește în păcat, în nelegiuire și în întuneric. Atunci și neprihăniții vorbesc. Ia atitudine, se împotrivesc răului, îl condamnă. Dar o fac adesea. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Nu din când în când, nu din întâmplare. Nu în fugă și nu în grabă. Una din marile probleme ale creștinismului postmodern, ăla care încă mai respiră un pic, așa mai pe aparate, se roadă, dar nu adesea. Citește scripturile, dar nu adesea. Merge la biserică, dar nu suficient de des. De fapt, toate acestea. Să recunoaștem în viețile noastre din ce în ce mai rar. Dragii mei, când se înmulțește fără de legea, când au fost luate cu asalt întăriturile împărăției lui Dumnezeu din viețile noastre, din familiile noastre și din bisericile noastre, niciodată nu ar fi prea des și prea mult ca neprihăniții să stea de vorbă unul cu altul și să se împotrivească întunericului, să strige adevărul. Da, dacă te consideri un om neprihănit și mă rog să fiu și să fii, trebuie mai des, adesea și mai mult și mai cu pasiune să ne întâlnim și să vorbim despre lucrările Domnului și să facem planuri de pocăință, de apropiere de Dumnezeu un an întreg. Dorim să bombardăm pur și simplu. Câmpul de luptă al minții și al inimii noastre cu adevărurile esențiale a ceea ce înseamnă să fii un om cu adevărat duhovnicesc. Un om din ce în ce mai duhovnicesc. Și mă rog din toată inima să începem să vedem schimbări în viețile noastre, în viața Bisericii. Dragii mei, știți care este durerea? Schimbarea către lume cere și ea efort. Se produce treptat. Problema este că întoarcerea la Dumnezeu este un proces foarte dureros și dacă nu se iau măsuri drastice în viața noastră, nu se va realiza niciodată. Când un om aleșenat, nu-l trezești șoptindu-i, nu-l trezești mângâindu-l pe obraz. Nici copiii voștri nu se trezesc dimineața să meargă la școală numai că le-ați gâdilat plapuma. După o jumătate de oră de încercări, de hai, dragul mami, puiu mami, trebuie să-i spui, da trezește-te odată, că vine basul. În bisericile de astăzi avem de-a face cu oameni care dorm de-a binelea și cad de pe ferestrele spirituale ale părtășiilor noastre, cad în cap și unii își pierd viața, cad în păcat, cad în neascultare. Se vorbea joi seara despre gropi spirituale, curse, capcane întinse pentru cei care nu veghează și nu sunt atenți. Atunci și adesea, și acum al treilea cuvânt, aminte, Domnul a luat aminte și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui. Acum, dragii mei, mulți dintre noi ne întâlnim, ne întâlnim accidental, ne întâlnim că ne hotărâm să mergem să mâncăm o supă. Ne întâlnim la o cafea. Ne întâlnim, poate, în prietenii de familie. Foarte bine. Neprihăniții să se întâlnească. Cât mai des și cât mai mult. Întrebarea se pune când se întâlnesc neprihăniții. Ce se întâmplă acolo? În primul rând, vorbele lor merită atenție pentru că vorbele lor sunt vorbe înțelepte. Vorbirea lor este duhovnicească, cuvintele lor au greutate, nu sunt glume proaste, nu sunt cuvinte porcoase, nu sunt bârfe și lăudoroșii, nu sunt planuri mărșave. Și pentru că sunt cuvinte care îl onorează pe Dumnezeu, sunt scrise în cer. Dumnezeu ia aminte, se uită, ascultă la ei și spune, scrie și asta. Scrie și asta. Unul spune, trebuie să ne apropiem mai mult de Domnul. Hai să ne rugăm, hai să postim, hai să ne salvăm familiile. Și Dumnezeu spune, scrie, scrie, scrie. Pentru că Biblia spune să vegem unii asupra altora și să ne îndemnăm la fapte bune când îl îndemn pe fratele tău la fapte bune, cuvintele tale sunt scrise în cer. Când îl avertizezi pe fratele tău că a luat-o pe o cale greșită, cuvintele tale sunt scrise în cer. Când spui fraților din jurul tău că ar fi bine să ne pocăim mai mult, cuvintele tale sunt scrise în cer. Când în anturajul tău încerci să inspiri pe ceilalți, să facă mai mult pentru Domnul. Cuvintele tale sunt scrise în cer, într-o carte care intră în biblioteca lui Dumnezeu. Din nefericire, creștinismul nostru rostește din ce în ce mai multe cuvinte, dar din ce în ce mai puține merită să ni le aducem aminte. Și cu atât mai puțin merită aducerea minte a lui Dumnezeu. Atunci, adesea, și lucruri demne de luat în seamă, de aducerea minte a lui Dumnezeu și a celor din jur. Și acum, ascultați, nu numai că Dumnezeu ia aminte, dar Dumnezeu ascultă. Pentru că atunci când ne Iau hotărâri și îl roagă pe Dumnezeu să-i ajute. Dumnezeu ascultă. Așa spune aici. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Nu numai că a auzit, luarea aminte înseamnă auzire. Ascultare înseamnă că Dumnezeu a semnat un decret. A semnat un dosar. A aprobat un dosar. Aș vrea să citesc câteva cuvinte din cartea întâi a împăraților. Este un moment solemn, un moment extraordinar în istoria tot în istoria poporului Israel. Dacă momentul acesta surprins în Maleahia, acest atunci este un moment întunecat, sumbru, dureros. Se instaura din momentul acela o perioadă de tăcere de sute de ani, în care Dumnezeu n-a mai vorbit la granița dintre cele două testamente. Rugăciunea lui Solomon la inaugurarea Templului este momentul strălucitor al istoriei acestei națiuni. Și spune Biblia că atunci când a încheiat această rugăciune memorabilă, din care voi citi câteva fragmente, versetul 54 din 1 împărați 8 spune, Când ai sprăvit Solomon de spus Domnului toată rugăciunea aceasta și cererea aceasta, s-a sculat dinainte altarului Domnului, unde genunchiase cu mâinile întinse spre cer. Este una dintre rugăciunile solemne ale Bibliei. O rugăciune care a fost scrisă în cer. Și au zis ce spune Solomon, începând cu versetul 28 din același capitol: Totuși, Doamne Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului tău și la cererea lui, ascultă strigătul și rugăciunea pe care ți-o face astăzi robul tău, ochii tăi să fie zi și noapte deschiși asupra casei acestea, asupra locului despre care ai zis, acolo va fi numele meu, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău în locul acesta, amin. Binevoiește și ascultă cererea robului tău și a poporului tău, Israel, când se vor ruga în locul acesta ascultă din locul locuinței tale, din ceruri, ascultă și iartă din nou și din nou, ascultă-i, ascultă-i, ascultă ascultă Dacă va păcătui cineva împotriva aproape lui său și va fi silit să facă un jurământ și va veni să jure înainte altarului tău în casa aceasta, ascultă-l din ceruri. Fă dreptate robilor tăi, o sândește pe cel vinovat și întoarce vina purtării lui asupra capului lui. Dă dreptate celui nevinovat și fă după nevinovăția lui. Când poporul tău, Israel, va fi bătut de vrăjmaș pentru că a păcătuit împotriva ta, dacă se vor întoarce la tine și vor da slavă numelui tău, dacă îți vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta, ascultă-i din cer, iartă când se vor abate de la păcatele lor, pentru că îi vei pedepsi, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor tăi și al poporului tău. Versetul 38. Dacă un om, dacă tot poporul tău, Israel, va face rugăciuni și cere și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-l. Versetul 43, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și dă străinului aceluia tot ce-ți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău. Versetul 44, când poporul tău va ieși la luptă împotriva vrăjmașului său, urmând calea pe care eu vei porunci tu, ascultând de tine, dacă vor face rugăciun Domnului cu privirile întoarse spre cetatea pe care ai ales-o tu și spre casa pe care am zidit-o eu în numele tău, ascultă din ceruri rugăciunile și cererile lor și făle dreptate. Și iar în versetul 49 ascultă. Și iar în versetul 52, dragii mei, nu există o tragedie mai mare decât să nu ne fie ascultate rugăciunile. Domnul ascultă rugăciunile a două categorii de oameni, rugăciunile neprihănitului și rugăciunile păcătosului care se pocăiește. Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ascultă pe păcătoșii care se pocăiesc. Acum, în seara aceasta, poate nu toți suntem neprihăniți, poate nu toți suntem la fel de neprihăniți. Cel ce ne evaluează și ne cunoaște este Domnul. Dar aș vrea să vă spun ce putem fi toți în locul acesta, păcătoși care ne pocăim. Atunci, adesea, aminte, ascultat și de fapt aici sunt cinci cuvinte mari, nu patru. Mai e unul. Pentru că spunând atunci, s-ar părea că ne referim la o vreme apusă, la o vreme de altă dată, la o vreme istorică de demult. Care este relevanța acestui cuvânt? Cu ce ne poate interesa pe noi astăzi, acel atunci? ne poate interesa pentru că acest atunci care vorbește despre istoria poporului Israel pentru noi este acum. Este acum. Acum lumea îl necinstește pe Dumnezeu. Acum păcatul a ajuns la culmea din cetățile Sodoma și Gomora, de dinainte de potop, din vremea lui Noe. Acum vedem în jurul nostru atâția lăstar de amărăciune. Acum numărăm pe degete și știm că mulți credincioși trece anul și n-au venit la masa Domnului. Acum! Acum mulți se închină și din păcate aflăm pe rând, pe rând, pe rând că au făcut-o dintr-o viață compromisă moral. Acum se destramă căsnicii. Acum. Acest atunci a devenit pentru noi acum. De aceea este el relevant. Însă vreau să vă spun personal, am o mare mulțumire în inimă, că dacă atunci în întunericul acela Biblia spune că erau oameni neprihăniți, care și eu vorbeau atunci și vorbeau adesea și vorbeau lucruri demne de luat aminte la ele și erau ascultați de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, că Dumnezeu are oameni neprihăniți și acum! Are în locul acesta oameni neprihăniți, măriți să fie în numele Lui! vreau și mă rog din toată inima, tu să fii unul dintre ei. Ia exemplu de la oamenii de atunci, fă ce au făcut ei. Dar nu rămâne mult la acum. Pentru că după ce cuvântul Domnului vorbește aici despre atunci, după ce vorbește despre Adesea, după ce vorbește despre aducerea minte, după ce vorbește despre ascultare și după ce întoarce pe dos cuvântul acela atunci și devine acum, mai avem de a face cu încă un atunci. Nu atunci, 2400-500 de ani în urmă. Nu atunci, în vremea lui Maleahi. Nu atunci, în istoria poporului Israel. Nu un atunci, care se referă la trecut. Cuvântul atunci se referă și la trecut și la viitor. Atunci de mult și atunci în viitor. Și acum Aleachi abandonează acest atunci, de atunci, și după ce el a devenit acum, ne îndreaptă privirile spre un atunci, în viitor. În Matei, capitolul 24. Cuvântul Domnului ne vorbește despre semnele revenirii Domnului Isus Hristos, războaie, ciun, tot felul de evenimente și spune, dar sfârșitul nu va fi atunci, nu va fi atunci, nu va fi atunci. E un atunci în viitor. Și dintr-o dată, citiți Matei 24, atunci, atunci vă vor da să fiți omorți. Atunci din pricina mulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Atunci va veni lepădarea de credință și atunci va veni vânzarea de frați. Vreau să atrag atenția asupra unui lucru. Lepădarea de credință nu are de a face întotdeauna cu prigoană. Tu nu ești prigonit astăzi, dar tu te poți lepăda de credință astăzi. Ferească-te Dumnezeu! Însă în momentul în care aceste două noțiuni se întâlnesc, lepădarea de credință și vânzarea de frați, este întotdeauna vorba de prigoană. Întotdeauna e vorba de prigoană. Pentru că atunci când lepădarea de credință este combinată cu vânzarea de frați, punctul central este ceea ce spune Evanghelistul Matei, atunci vă vor da să fiți omorâți și veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu. Asta ne pregătește lumea, în mijlocul căreia de multe ori ne huzurim și ne delectăm și ne dăm bine pe lângă ea. Lumea nu ne iubește. Așa am aflat în ultimile duminici. Lumea ne urăște. Dar, dragii mei, Versetul 18 din Maleahi 3 ne atrage atenția cu privire la un atunci final. Mai este încă un atunci pe care îl așteptăm. Și spune așa: Versetul 18: Și veți vedea din nou atunci. Nu atunci, ci atunci. deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Astăzi arătăm aproape la fel. Vom vorbi peste mai multe săptămâni despre discernământul omului duhovnicesc. A, oamenii duhovnicești știu să citească, se dumiresc foarte repede cu cine au de-a face. bineînțeles, funcție de maturitatea lor spirituală. Dar acum, acum s-ar părea că lucrurile stau pe dos, până și cei din poporul Israel erau extrem de supărați și ascultați ce spune ei despre acum. Maleahi 3 cu 15, acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scap. Acum, Și ai fi în pericolul, dacă n-ai suficientă maturitate spirituală, să inversezi etichetele. Cum spuneau sau credeau alții despre Iov că e blestemat de Dumnezeu. Și nevastă sa chiar îi spunea, blastă mă și tu înapoi și mori. Dar confuzia aceasta nu va rămâne pentru totdeauna. Dragii mei, vine o dimineață strălucitoare care va scoate ca pe tavă adevărul din viața fiecăruia și îl va proiecta înaintea întregului, întregului univers să știe toată lumea. Se va face o deosebire tranșantă și finală când Dumnezeu va despărți oile de capre, când va despărți grâul de neghină, când va despărți pentru totdeauna binele de rău, sfinții de nelegiuiți, adevărul de minciună și lumina de întuneric. Ziua aceea este foarte aproape. Și acum, 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 astăzi, dacă auziți glasul lui, Acum este momentul pocăinței, este momentul să schimbi tabăra, să ieși din tabăra nelegiuiților, să intri în tabăra neprihăniților, să încetezi să mai necinstești masa Domnului și să aduci jertfe curate și fără cusură înaintea lui Dumnezeu. Acum este vremea să pui guri tale și să rostești Cuvinte memorabile care se pot scrie în cer. Acum este momentul să luăm inima noastră la frământat și să dăm afară toate lucrurile lumii, toate tinichelele lumii, toate lucrurile care îl ofensează pe Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Pentru că atunci Dumnezeu ne-a adus în atenție un exemplu, un model, un, o pildă a lucrurilor care s-au întâmplat în istoria poporului Israel. Și pentru că atunci oamenii neprihăniți au vorbit și au vorbit adesea și au vorbit lucruri demne de aducere aminte și Dumnezeu i-a ascultat. Acum noi putem fi oameni neprihăniți și ascultați de Dumnezeu. Acum putem să ne rugăm mai des. Doamne ajută-ne la aceasta. Acum putem să ne rugăm mai mult. Doamne ajută-ne la aceasta. Acum putem să cercetăm scripturile mai des și mai mult. Să venim la biserică mai des și mai mult. Să stăm de vorbă și să facem planuri sfinte de pocăință. Mai des și mai multe. Acum. Ca atunci. Pentru că vine încă un atunci când toate hotărârile tale de astăzi, de apropiere de Dumnezeu, de sfințenie și de ascultare de Dumnezeu, vor fi răsplătite și vei vedea cum o lume întreagă va arde. Dar ascultați ce spune versetul 17. Ei vor fi ai mei, zice domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită când, în ziua pe care o pregătesc eu, atunci, voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Dragii mei, nu știu câți dintre dumneavoastră ați angajat copiii dumneavoastră la businessul dumneavoastră s-ar putea ca unii să o fi făcut. Mă iertați, poate să fie mai mototol decât toți muncitorii tăi. Să strice, să încurce, să dărâme în loc să ridice, să vopsească strâmb, să nu știe nimic. Mai te răstești la el, mai spui, mă ce ai făcut? Dar până la urma urmei, la sfârșitul zilei, e copilul tău, te duci cu el acasă și ai să ai milă de el și ai să-l iubești și așa ai să te porți cu el. Știți cum se poartă Dumnezeu cu noi? Da, cu niște copii, ne-a pus să-L slujim. Și Doamne, câte boacă n-am făcut și câte, de câte ori n-am luat-o pe alături. Dar un copil, dacă nu e obraznic, dacă nu e sfidător, dacă spune iartă-mă, tată, iartă, tata, și îl mai învață odată, și îl mai ajută odată, și îl mai ridică odată. Copilule de Dumnezeu, în seara aceasta Domnul te cheamă să vii la pieptul lui, să-și ceri iertare și să spui, Doamne, o mai o dată de la capăt, vreau să fiu curat și nebrihănit, vreau să te slujesc. Doamne, primește-mă! Doamne, ridică-mă! Mâna lui Dumnezeu este deasupra ta, gata să te ajute. Cere lucrul acesta din toată inima. Ne rugăm cu toții.